în această seară să medităm pe scurt la câteva gânduri pe care le găsim în Isaia, de data aceasta, capitolul 7. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu căruia îi voi pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Titlul scurtului meu mesaj în această seară este acesta, Dumnezeu este cu noi. Haideți să urmărim câteva idei din subiectul acesta. Dumnezeu este cu noi. Ochelarii mei. că mi-am pierdut ochelarii, așa, mulțumesc. Am fost așa de emoționat la cântarea corului, mi-am dat ochelarii jos, să-mi șterg lacrimile și am uitat pe bancă. Dumnezeu este cu noi. Cel mai minunat mesaj al Crăciunului vine din faptul că nu mai suntem singuri în această lume. Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu cu noi, nu este speranță mai frumoasă într-o lume periculoasă, într-o lume ostilă, decât să știi că Dumnezeu este cu tine. Trei lucruri aș vrea să subliniez din afirmația aceasta pe care o face Dumnezeu despre numele pe care îl primește Isus Hristos, cadoul, fiul care ni s-a dăruit. Adevărul acesta că Dumnezeu este cu noi ar trebui să ne țină în umilință. Ar trebui să ne țină în umilință. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Gândiți-vă că tot secretul creștinismului constă în acest nume. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Regele regilor a venit să... La noi a venit la noi pe paiele unui grajd, în ieslea unui grajd sărac. Cum poți să te îngânfi de mândrie pe lângă această umilință extraordinară a Dumnezeului Totputernic? Ar trebui întotdeauna să rostim acest nume. Emanuel este cu noi, Dumnezeu este cu noi și lucrul acesta se ne țină permanent în umilință. Încarnarea lui, faptul că a venit să fie os din oasele noastre, carne din carnea noastră, este umilința cea mai mare pe care și-a asumat-o Dumnezeu. Cum poți să fii mândru lângă un Dumnezeu atât de smerit? Apoi, un al doilea lucru fundamental este că prezența lui cu noi ne dă curaj. De cine să ne fie frică dacă Dumnezeu este cu noi? Dacă Dumnezeu este cu noi, sunt mai mulți de partea noastră decât împotriva noastră. Nici o ispită, nicio dificultate a vieții nu ne poate birui, pentru că Dumnezeu este cu noi. Emanuel a venit să fie cu noi. Niciodată nu o să fim singuri în fața dușmanilor, în fața morții, pentru că Dumnezeu este cu noi. Rostiți numele acesta atunci când spaima realității sau abătrâneții sau morții vă bate la ușă. Spuneți, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. În al treilea rând, prezența sa ar trebui să ne facă să fim mai buni unii cu alții. A venit și a îmbrăcat trup ca și trupul semenului meu, a fratelui meu, a celui de lângă mine. Ar trebui să-l văd pe semenul meu, omul în care este Isus. A venit să se îmbrace în hainele lui. Isus este cu noi și lucrul acesta ar trebui să ne facă mai buni, mai conștienți de prezența Lui în fiecare dintre cei de lângă noi. Mama Tereza a spus că în ochii fiecărui muribund de pe străzile Calcutei vede ochii Lui Hristos. Vede ochii Lui Hristos. Ar trebui să încercăm măcar de Crăciun să fim mai buni unii cu alții. Unii nu reușim nici măcar de Crăciun. Aș vrea să închei scurta mea predică din seara aceasta o, o întâmplare pe care am tradus-o recent și aș vrea să vă citesc fiecare dintre dumneavoastră. Se numește Scrisoare de la Isus. Rut și-a ridicat poșta și-a găsit în cutie o scrisoare. N-avea nici timbru și nici tampilă de la poșta. Era doar numele ei și adresa. A deschis-o. Dragă Rut, voi fi sâmbătă după masă în cartierul vostru și aș vrea să-ți fac o vizită cu dragoste ca întotdeauna, Iisus. Mâinile au început să-i tremure în timp ce punea scrisoarea pe masă. De ce vrea Domnul să vină să mă viziteze? Eu nu sunt cineva special, n-am nimic să-i ofer Domnului. Și-a dus aminte imediat de frigiderul și cabineții goi de alimente, și, și a zis, mă duc să cumpăr ceva. A căutat în portofel și a făcut socotelele, avea 5 dolari și 40 de cenți. Aș putea să cumpăr o pâine și ceva mezeluri, a zis ea de banii aceștia. După ce a cumpărat, de la magazinul din Colț, Rud s-a grăbit spre casă. Nu vă supărați, doamne, ați putea să mă ajutați. Ruta era absorbită cu planurile ei pentru cină, așa că n-a observat bine cele două siluete care ieșiseră din alea din spatele magazinului. Un bărbat și o femeie, amândoi îmbrăcați foarte zdremsuros. Vedeți, doamnă, eu n-am servit, știți? Și soția mea și cu mine locuim aici pe străzi. Știți, se face foarte frig și ne este foame. Dacă ați putea să ne ajutați, am fi foarte recunoscători. s a uitat la amândoi, erau murdari și miroseau rău. Domnule, aș vrea să vă ajut, dar știți, sunt și eu o femeie săracă. Am o pâine și ceva mezeluri și am un musafir foarte important în seara asta pentru cină, așa că aș vrea să-l servesc. Da, înțelegem, este ok, doamnă. Mulțumim oricum. Bărbatul și-a pus mâna în jurul umerilor soției sale și s au îndreptat spre alea din spatele magazinului. Privindu-i cum se depărtează, Ruta a simțit o strângere de inimă cu care era foarte familiară. Domnule, s-a puțin! Cuplul s-a oprit și Ruta a alergat spre ei. Ascultați, ce ar fi să luați mâncarea asta? O să găsesc eu altceva cu care să-l servesc pe musafirul meu. I-a bărbatului punga cu cumpărătorii. Mulțumim foarte mult, Doamne, mulțumim, din... mulțumim, foarte mult. Da, vă mulțumim din inimă, a spus și soția lui, pe care Rut a văzut-o cum tremură de frig. Rut a spus cu gingășie, știți, eu mai am un palton acasă, luați-l pe acesta. Rut și-a desfăcut nasturii paltonului și l-a pus pe umerii femeii. Cu un zâmbet s-a întors și a luat-o spre casă. Fără palton, și fără nimic ca să pună pe masa musafirului ei. Mulțumim, Doamne, vă mulțumim foarte frumos! Rut zgriburea de frig când a ajuns în fața casei și era și îngrijorată. Domnul va veni în vizită și ea nu are cu ce să, ce să ofere. Scormonii în poșetă după cheia de la intrare, cu coda ochiului văzu o altă scrisoare în cutia de poștă. Ciudat zice ea, poștașul nu vine de, cât, de, nu vine de două ori în aceeași zi. Luă scrisoarea și o deschise. Dragă m-am bucurat foarte mult să te văd din nou. Mulțumesc pentru cina minunată și mulțumesc foarte mult pentru paltonul frumos pe care mi l-ai dăruit cu aceeași dragoste ca întotdeauna, Isus. Să lăsase gerul. Și chiar și fără palton, Rut nu mai simțea. Iisus a venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi, să ne țină în umilință, să nu ne mai fie frică și să fim buni unii cu alții. Și Domnul să ne ajute. Amen.